Dornice să se afirme în lumea modei, tinerele au ales să participe la acest concurs. Îl consideră o rampă de lansare și sunt sigure că este o experiență care le va schimba viața. Nu am mai participat la niciun concurs și am vrut să văd cum este să particip cu multe fete, un concurs de frumusețe, ceva nou pentru mine. Îți este frică de celelalte concurente? Nu, toate suntem frumoase și care merită să câștige, va câștiga. Am ales o nouă oportunitate de a experimenta mai multe lucruri noi, să cunosc mai multe fete, prietene, să fac prietene noi. Este o oportunitate foarte bună pentru fetele din ziua de astăzi și le recomand cu drag. Se simt frumoase din toate punctele de vedere și pășesc astfel încrezătoare pe podium. Concurentele vor să devină cunoscute atât în țară cât și peste hotare și consideră că au numeroase calități pentru a câștiga. Toate vrem să atingem cariera de Miss și ca să fii Miss trebuie să fii grațioasă, carismatică, sociabilă, vorbăreață. Sunt de multe calități, inclusiv să fii fotogenică, pe care trebuie să le îmbini ca să poți reuși. Ce te recomandă? Frumoasă, sinceră, prietenoasă, ambițioasă. Organizatorii spun că este dificil să alegi doar câteva zeci de concurente din sutele de tinere care se înscriu în fiecare an, dar nu se abate la criteriile de selecție. Totdeauna e foarte dificil, lucrează cu fetele, dar e un lucru frumos că alegem fetele frumoase și promovăm. O să fie greu să alegeți câștigătoarea? Da, trebuie să fie o fată că doresc să mergi mai departe. Cam Alexandra Stan, care a câștigat acum 12 ani. Criteriul cel mai important e că doresc să mergi mai departe. Bineînțeles, trebuie să fie frumoasă. În alta. Miss Plaja își va desemna câștigătoarea în finala de duminică la orele 22 la Neptun TV.